fi rămas naționala Moldovei în afara campionatului mondial de fotbal, însă nu și microbiștii moldoveni. Un grup de moldoveni a avut parte de niște aventuri superbe în Rusia. Ce au făcut acolo, a aflat Silvia Petrov. Bună ziua! Seară de seară, aici se adună sute sau chiar mii de microbiști. Toți stau și susțin echipa preferată. În schimb, acești băieți au mers acolo, direct pe stadion, în Rusia, ca să simtă acea atmosferă, nu? Deci i-am alături pe băieții care fac parte din proiectul Vzealii Paiehal. Așa, am luat și am plecat. Vladimir, te salut! Da, salut! Hai să-i cântăm pe toți cei care îi prezint tu pe colegii tăi. Da, nas было вообще 8 человек, но здесь присутствует 5, остальные не смогли подойти. Кто-то вернулся в Молдавию, кто-то еще остался там и посещает матчи. Вот Славик, Игорь, Саша, Дарел, вот все мы были там. Мы посетили Питер, Москву и Казань, были на матчах, на фан-зонах. Мы выпустили 11 роликов, еще несколько сейчас в монтаже, то есть выйдет еще несколько. Было очень весело, очень много историй забавных, что-то мы просто не можем рассказать на публику. Но вот, например, у Славика классно. Стой. Зим, в первую очередь, как была атмосфера? Я сел întreb colegul tău, ce bine ca ai și nume aici, Igor. Игорь, да. De unde veți astea? De acolo le-ați primit? Да, нам дали этот фан ID там прямо в Петербурге, когда мы приехали, надо регистрироваться всем болельщикам. Мы это и сделали с небольшими трудностями, как всегда, но как обычно. Am plătit și bilet, da. Eu am venit de la Londra acolo și am plătit bilet din acolo. Băieții au venit de la Chișinău și noi am fost la fotbal acolo. Cum e atmosfera acolo? Era superb, foarte frumos. Și de ce mi se pare că acest eveniment va fi pentru totdeauna în viața mea. Deși voi ați mai fost, apropo, la meciuri mari de fotbal, nu? Tu cum? Cum ai fost? Cum te-ai simțit? Deci am avut pentru prima dată așa o experiență. Deci, pentru prima dată ai fost la un campionat? La un campionat mondial, da, asta a fost prima mea deplasare la un campionat mondial. Deci am fost surprins foarte, foarte plăcut și cum a fost organizat și cum a fost petrecut. Deci atmosfera, nu era diferența că ești moldovan sau rus sau ai venit suporter din partea Iranului, Morocco sau eu mai știu, englez. Deci toți erau prieteni. Simțea chiar o atmosferă foarte, foarte plăcută. Cineva spunea că în Rusia rușii sunt foarte răi, agresivi, posibil să fie careva neînțelegeri, dar totuși a fost foarte liniștit. Chiar și poliția, parcă era, dar parcă nu era. Deci se ținea tot sub control și mi-a plăcut foarte mult. Ok, mersi. Dorel, la tine cum a fost? A fost foarte bine. Ca băieții sau mai puțin? Nu, cu toți. Da. Am înțeles că ați avut multe și multe peripeții. Care a fost a ta cea mai memorabilă? Uite, băieții râd. Pare că în fiecare zi era tot ceva nou, dar nu pot să-mi aduc aminte de tot. De fapt, nu se spunea la televizor, am înțeles corect. Așa e, da. Bun, ia să trecem la Veaceaslav. Da? Corect, n-am greșit numele. Veaceaslav, așa e. Bună ziua. Deci ești cu una. Bună ziua, cu nasul. Ce da, cu el? Nasul, cu ce? În ruscă, da? Hai. Не удачно нырнул в фонтан. Я так лет 15-17 назад купался в этих фонтанах и решил вспомнить молодость. Раз, еще раз запечатлеть вот этот. Да. Да, там же купался лет 17 назад, когда был молодым. И вот решил вспомнить это. И чуть-чуть неудачно вошел. Ну, хорошо, что сотрудники лояльные остановили дорогу, с пробки вызвали скорую, отвезли, прооперировали. Veaceaslav a luat și a sărit în fântâna ardeziană, da, în habuz. Ai sărit și te-ai lovit cu nasul, de ce? Că era ceva de desubt și nu ai observat? Nu, că nu era prea dânc. Deci pătești ca și în bancul ăla, sari în piscină, dar nu e apă. Am așa ceva. Oh my god, voi ce alte peripeții, mersi. Ой, ну, начиная с того, что в первый же день мы все потерялись в Питере, и утром уже как-то мы друг друга искали. Ну, то есть все очень интересно. Мы постоянно ходили с флагом молдавским, и к нам очень часто подходили люди. Половина подходила, говорили, вот, ребята, мы тоже с Молдавии, давайте сделаем фотку. Другие подходили, спрашивали, о, май гад, что это, что за флаг? Расскажите про свою страну. Мы рассказывали. Многие путали с Колумбией, потому что цвета похожи. То есть, ну, у нас просто миллион фоток с болельщиками из Аргентины, Бразилии, из любых стран. Вот иранцы нам флаг подарили. Мы были на одном из матчей, мы были с Ираном. Мы были в Питере на матче Иран-Марокко, тоже в Питере были на матче Аргентина-Нигерия и в Казани на матче Колумбия-Польша. Да, вот эти все сюжеты есть у нас там. Очень весело, очень много трэша на видео попало. Заранее извиняемся за какие-то моменты, там просто ад. Окей, okay, Салива, дочери, до касса. Вы по чине сустинец? Care e țara favorită? Я думаю, всех по-разному, да, но... Хай, да, как бы ни Молдавия, ни наши соседи не попали на чемпионат, мы поддерживаем Россию пока.
Rusia deocamdată. Da. Tu, Vyacheslav, pe cine susții? Rusia. Tot Rusia? De da. Ce? S-au prezentat toți. Stai sufletul încolo. A, da? Da. Я поддерживаю Россию, а если Россия вылетит, она вылетит, как обычно. Буду поддерживать Англию. Eu tot țin cu Rusia, însă și aș vrea în finală să iasă Croația cu Belgia, încât toți sunt în niște țări foarte mici, ca și Republica Moldova, și aș vrea ca mai multă lume să afle despre țări mici. Da. Rusia și Mexic. Rusia și Mexic, da. Totodată, Vyacheslav ne-a spus că și-a găsit și femeie în Uninca, stai să unde. În Peter, dar ei din Kazani. Eu ieșit că așa, că am făcut cunoștință în Peter și am plecat, dar și în Kazani împreună. Deci s-a îndrăgostit de tine așa, cu nasul jumbat? A, era nasul, încă nu era jumbat. Era moleacă mai simpatic. Pe bune te însor? Cred că da, că comunicăm, ne scrim fiecare zi, ne sunăm. E că băieții m-au ajutat și cu flori, cu tăt, era cu inel, tăt frumos era. Era într-un bar, într-o încăpere. Și a făcut propunere. După prima zi i-ai cerut mâna? Da. Așa-i. E bună și tu crezi în astfel de... Dar de ce nu? Dragoste de la prima vedere? Dacă eu, că e inima, înseamnă că e. Și ea ce ai zis, da? Da, o zis da. Mamă mie, cum se întâmplă? Chiar sunt curioasă. Unde este ea acum? E în Kazani. Așa, lucrează, trebuie să mergi? Da, sau vine e la mine amuciu. Peste o lună, sau plecă ea la ea. Dar ai pățit și tu ca în filmul ăla, știi cum? Malcișnic Vegas e. Ai văzut, da? E, dacă să fii... Nu? Nu, nu, nu. Te sor la bilție, tot nu, nu, trebuie la treaz. Trebuie la treaz, cap, calm. Și când te duci? Mut sau în august? Sau ea vine încoace și plecăm prin Europa, leac să ne plimbăm, sau plec cu ea la ea? Să vă cunoașteți. Părinții tăi știu? Nu, eu n-am părinți. Nimic strașnic. Știu restul neamurile, tăți știu, dar deja știu neamurile, sorile. Să fie într-un ceas bun, casă de piatră, abia așteptăm să-ți cunoaștem soția. Cum o cheamă? Aigul. Aigul? E frumoasă, înaltă? Foarte. Cum arată? E foarte frumoasă. Am multe poze. Dar nu știu, dacă trebuie să avem permisiunea ei. Ne arăți după, chiar îți curioasă. Da. Deci băieții te-au ajutat și cu inel și cu flori. Vezi că de la fotbal trecem la o poveste de dragoste interesantă. Băieți, cum a fost aventura asta? Te găsiți inelul într-un timp record, florile mai simplu. Причем еще помогли болельщики из другой страны, я не помню, это были англичане, возможно, или голландцы, они тоже подарили там конфеты, Рафаэлло, тоже цветы, то есть весь бар аплодировал, там, она сказала да, и как бы все хлопали, начали дарить подарки и так далее, было очень круто на самом деле. Где их покучерили? Я понял, в бар, да, где вас кунаскут? На футбол? На стадион, дупа футбол. Мержем на топинаре е, там обсерватор, потому что матрас оттензик и сингур. Asta e de vorbă. Frumos! Băie, voi sunteți însurați? Nimeni nu e însurat, tu însurat. E suficient timp ca să, după o zi sau câteva ore petrecute împreună, să ceară mâna? Cum crezi? Tu ai experiență? Все будет хорошо. Okay. Да. Мы еще вам подарки привезли. Это символ чемпионата мира, забивака. Да, и маленький сувенирчик еще. Мерси фрумос, таре фрумос. Ле пун аколо в редакции неапарат, са ле вадо ши колеги мей. Музей поле чудес. Да. Музеул о сеара е перфект. Фоарте фрумос. Băieți, vă mulțumesc foarte mult. Deci mâine ne adunăm tot aici ca să urmărim fotbalul. Joacă Portugalia și Uruguay? Sau greșesc? Cred că da. Da, da, da. Dorian spune că da. Deci ne întâlnim... Ce? Da? E ok. Deci ne întâlnim tot aici ca să susținem țările și vedem să câștige cei mai buni, nu? Asta spunem și noi. Bun, eu vă doresc succes. Neapărat vreau să vă mai cunosc, apropo, și neapărat o să... Da, te rog! Da, два раз. Взял и поехал! Yeah, o seară perfectă să aveți! Vă mulțumim, băieți, îți mulțumesc, Silvia!